Proiectele de mediu finanțate de Administrația Fondului pentru Mediu din România sunt nu numai la modă, nu e doar la modă să fii verde. Sunt și proiecte care aduc bani în oraș, iar Primăria Călărasă e implicată în acest sens și aveți mai multe proiecte în derulare. Care sunt proiectele pe care le aveți în vedere? Avem semnate mai multe proiecte pe mediu. Avem două blocuri sociale pentru reabilitare pe eficiență energetică. Deja am semnat pentru schimbarea lămpilor în oraș un proiect de 5 milioane de lei în care trecem de la lămpi de sodiu pe LED. Avem în vedere, iarăși suntem pregătiți să depunem acum, se va deschide ghidul pe canalizări, pe prima racordare și atunci suntem pregătiți pentru că vreau să facem canalizare în cartierul de tineri, pentru că acolo a rămas zona neacoperită și suntem atenți la tot ceea ce apare. Dacă apare ceva, ne interesează foarte mult independența energetică și ne dorim foarte mult în viitor să facem un parc fotovoltaic în care să devenim independenți energetic. Deci suntem atenți la toate aceste detalii și la toate ghidurile care apar pentru a putea să accesăm, să luăm acești bani. Primăria Călăraș a accesat deja sume importante pentru a reînnoi parcul auto al Societății de Transport în Comun. Vorbim de autobuze hibride această dată. Da, deci acesta este un proiect pe POR care este complementar cu zona de modernizare a stațiilor. Dar mergem mai departe pentru că pe PNRR vrem să luăm un proiect, trebuie să creăm o structură, un ADI, să vedem dacă sunt de acord comunele învecinate ca să putem să luăm autobuze electrice și atunci dacă și ei sunt de acord putem să ducem la capăt acest proiect pentru că este interesant pentru toți și ne ajută fiind chiar nepoluant. Dacă autobuzele sunt hibride, da, și vorbim numai de un sistem de frânare modern în care să nu mai polueze prin combustibil respectiv când accelerează, aici vorbim de cu totul altceva, chiar autobuze electrice care sunt nepoluante. Mult mai silențioase. Una dintre marile probleme ale, nu doar ale județului Călăraș, ci ale țării, ale întregii țări, este legată de stațiile de încărcare. Știu că v-ați implicat pentru a atrage fonduri și pentru realizarea unor stații de încărcare. Și noi avem proiecte, trebuie să facem la Călăraș undeva, dacă nu mă înșel, 50 sau peste 50 de stații de încărcare. La ora actuală avem 4, dar cu cele 50 care or să fie, cu siguranță cei care au automobile pe electrice vor avea liniște unde să încarce. Oamenii care vin cu, eu știu, contraargumente, ce le spune acestor oameni? Care ar fi avantajele faptului că aveți stații de încărcare, panouri fotovoltaice? Eu știu, care sunt avantajele pe partea de economie, dar și, eu știu, lipsa poluării? Deci, ținta este așa. În primul rând să devenim independenți energetic și atunci putem să ducem banii pe investiții, să facem mult mai multe lucruri, iar dacă ne ducem în zona asta că nu suntem poluați, da, atunci automobilele electrice ne vor ajuta în viitor pentru că devine un mediu la Călăraș nepoluat, mai puțin poluat să spunem, că nu putem să reducem la zero, ne-am dorit acest lucru, dar asta este și dacă tot vorbim și ne dorim să facem din Călăraș un oraș turistic, de ce să nu vină lumea să se simtă bine și să aibă tot ce le trebuie aici, să găsească tot ce le trebuie, pentru că așa putem să ne punem pe harta turistică a țării. Știu că e greu acum să scoateți cifre exacte, dar aș vrea să vă întreb. Atunci când vine vorba de o factură de energie electrică, știu că au fost perioade în care, inclusiv după pandemie, în care multe primării din țară opreau iluminatul electric mai repede, iluminatul public. S-a întâmplat asta la Călăraș? Va ajuta faptul că schimbați becurile să economisiți energia? Vă dați seama că nu s-a întâmplat la noi să oprim mai devreme iluminatul electric sau să lăsăm anumite zone neiluminate, dar lucrurile acestea se vor schimba deoarece cu siguranță trecând pe LED vom avea consumuri mult mai mici, iar dacă avem și un câmp de panouri fotovoltaice, cu siguranță vom avea bani mult mai mulți la investiții pentru că se va reduce considerabil aceste consumuri.